Hai să vedem ca exercițiu dacă vreunul din colegii noștri s-ar fi încumetat să participe la un asemenea format. În primul rând că două luni de zile stai departe de casă, nu familie, nu cățel, nu purcel, nu coaste de porc. Nu telefon. Nu telefon, atenție. Dacă ești în tribul mai slab, mănânci mai puțin, exact ca în natură și în viață. Ca să nu vorbim de celelalte probleme, țânțărelul, somnicu, a pizza. Dacă ești de ăsta scârbos, nu prea ai ce să cauți într-o astfel de treabă. Ia zi, dacă ar fi zis cineva, Răzvane, vino cu noi să concurezi. Să-ți faci tribul tău. Da. Să-mi fac, eu mi-aș face un trib al meu, Dănuțule. Un trib al meu, un trib de canibali vegetarieni. Nu, canibali vegetarieni, aș vrea să-mi fac un... Ar merge dacă ați fi castraveți. Cum? Dacă ați fi castraveți. Nu, dar aș vrea un primul trip de canibali vegani. Ca să avem ce să vorbim, Dănuțe, ca să înțelegi? Am înțeles. Da. Pe ea n-o mâncăm, pe ea o ținem așa, o mâncăm pe maică ta, știi cum se zice. Ce poziție? Ce facem, tată, cu tipa asta de a-mi prins-o pe malul mării? O mâncăm? Nu. Ce, pe asta o ținem, o mâncăm pe maică-ta. Banc de un trib. E un banc tribal. Da. Tu ce trib ți-ai face, Dănuțe? Eu? Da. Tribul oamenilor care nu muncesc niciodată. Acolo cu diviziunea muncii în tribul, nu. Asta... Are chestie, nu fac, adică nu e... Toată ziua. Ha? Nu? Cum să nu? Păi procurarea hranei. Da, corect. Crede-mă pe cuvânt. Ce, n-auzi? Hai în bucătărie. Flavia, bună dimineața. Bună dimineața! Doamne, ce dimineață frumoasă, frumoasă de tot! Ce calități crezi că te-ar fi făcut să participi la un astfel de format de televiziune? Aveți timp, doamnelor? Doar ca să vă luați notițe? Ia să vedem! Păi, în primul rând, zâmbetul ăsta cuceritor cu aparat dentar? Da, sigur, Madagascar e chiar de aparat dentar al meu. Nu știu, mă! Păi, sunt... spui ce trebuie să fac și eu fac. Cred că asta. Nu. Bun. Pare, nu? Și ce crezi că te-ar fi încurcat la o astfel de experiență de două luni și ceva? Nu m-ar fi încurcat absolut nimic. Flavia, mănânci ștevie. Tu mănânci ștevie. Păi da, e plin ștevie acolo, asta zic. Se trebă. Păi dacă... Dar și eu trebuia să fiu acolo, știi doar. Dacă trebuie să trăiești cu tribul și în ziua aia avem doar carne. Nu pot așa ceva. Da. Nu, n-aș putea, adică cred că aș prefera să nu mănânc. Auleu, Doamne, ce decizii grea. Nu, n-aș putea să mănânc carne. Uite, Vlăduț ar avea de schimbat experiențe cu băștii noștri. Da, rețete. Rețete, da. Fiecare ce... Vlăduț, te-ai duce două luni de zile pe o insulă să trăiești cum trăiesc oamenii de acolo? Da, m-aș duce. Mai mult de curiozitate, înțelegi? Adică m-aș duce, de exemplu, să văd exact cum sunt fructele exotice, să prepar niște rețete, inclusiv pentru concurenți, dacă au voie, știi, să le prepar așa niște bunătăți, condimente, adică ce poate fi mai tare? Ai condimente la gât? Am condimente la gât. Doamne ferește! Păi pentru rața de azi. Ce rață faci azi? Rață de Madagascar! Rață de Madagascar! Dar cred că asta cu dușulețul, cu cremuța, cu... uleiul de păruț, asta mi-ar lipsi mult. Flavia, da. Sunt oameni care fac baie doar vara în râu. Ce la noi în țară. Doamne ferește. Da, crede-mă. Să-l văd și pe Vlăduț. Cum mai dormi tu cu lumina aprinsă de la bucătărie? Aș dormi. Ți-ar ține o cetățeană, o luminiță. Să salutăm și pe Amalia. Bună dimineața, Amalia. Bună dimineața. Bine ai revenit printre noi, băștinoșii. Băștinoșii. Crezi că te-ai descurca? Da, eu cred că m-aș descurca, dar singurul lucru care mi-ar lipsi ar fi, cum a zis și Flavia, cu cremuța, cu brăsfățul ăsta așa al meu și cu intimitatea mea care îmi trebuie neapărat. Bă, lasă-mă, zici că sunteți cremuitele vieții. Da, mă, deci nu există dimineață, seară, eu am o cremă de mâini cu care mă dau, mă rog, neapărat pe mâini. Pentru că ai mâinile mari, te dai pe topor. Exact, o folosesc foarte mult. Plus, nu te poți opri. Plus strugurelul de buze, ăla nu-mi lipsește niciodată pentru că mi se usucă foarte tare buzele mereu. Deci era, probabil dacă pleca două luni, ar trebui să-mi iau un bac sau ceva. Dar probele fizice, crezi că te-ai descurcat la probele fizice? E foarte greu ce fac oamenii acolo. Eu cred că da, sunt rezistentă, scald de bătaie. Vorbesc serios.
cal de bătaie, dar care se dă cu cremuță. Da, 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 da. Ai mai auzit așa ceva, Răzvane? Este un cal de bătaie îngrijit. Da, e un lamber, un lamber sexual. Exact, exact. Feminat. Un lamber sexual care are barbă mare, care are haine care nu tot timpul sunt apretate. Umblă cu un topor în mână. Umblă cu un topor în mână, are părul vâlvoi, dar se pensează. Deci genul ăla de lamber sexual. Great. Am mai aflat un lucru interesant despre colegii noștri, mai ales despre Amalia, că este cald de bătaie. Ce-o fi în blocul ăla în Berceni? Doamne!